cu e țara? Și asta e întrebarea pe care o pune Abner în textul nostru de astăzi. Și el era un politician. Și întrebarea pe care o vor repeta toți politicienii din țara noastră în această toamnă, o vor repeta toate televiziunile, toate ziarele și noi toți. A cui e țara? E aceeași întrebare pe care și-o pun și americanii și mai bine de o treime din statele lumii își pun această întrebare în acest an pentru că au avut sau urmează să aibă alegeri în 2024. Dacă venim de la întreaga țară, la interiorul bisericii, noi ne-am putea întreba, a cui e lucrarea în care mă implic eu? A cui e lucrarea de predicare? A cui e lucrarea muzicală? A cui e lucrarea audio -video? A cui e școala biblică? A cui e administrația, secretariatul, toate lucrările bisericii? Ale cui sunt? cui e biserica? Textul de astăzi ne prezintă un lucru pe care n-am vrea să-l vedem, n-am vrea să-l trăim. Lupta pentru putere dintre casa lui Saul și casa lui David. Dar evenimentele ne sunt prezentate din perspectiva împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Și ideea principală pe care o vom vedea comunicată de acest text este următoarea. Dumnezeu este credincios. Întotdeauna credincios promisiunilor făcute. Dumnezeu este credincios. Capitolul 1-l am văzut pe David răspunzând bunătății lui Dumnezeu. Vestea morții lui Saul, cântarea de jale, ne-au marcat cadrul pentru ceea ce urmează. o acțiunii este declanșat în momentul în care David își propune să asculte sau este disponibil să asculte de Dumnezeu. Și asta se vede prin faptul că David îl întreabă pe Domnul. David l-a întrebat pe Domnul. Am putea spune, normal. Am lăchit ea ori ciclagul, el nu mai avea locuințe. Armata lui nu mai avea locuințe, familiilor nu mai aveau locuințe, trebuia să facă ceva. Dar, deși tronul lui Israel era liber, deși el avea promisiuni clare, precise din partea lui Dumnezeu, că el o să fie următorul rege, David nu pleacă la drum singur. David are curajul să-L întrebe pe Dumnezeu, să-L aștepte, să-L aștepte pe Dumnezeu. După aceea David l-a întrebat pe Domnul zicând, să mă duc în vruna din cetățile lui Iuda? Și Domnul i-a răspuns, Tute. David a întrebat, unde să mă duc? Și l-a răspuns, la Hebron. Și acesta e drumul lui David, de la Țiglag, la Hebron. Călăuzit de Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu. Ce demonstrează David prin faptul că l-a întrebat pe Domnul? Că regele, la fel ca orice om din poporul lui Dumnezeu, este un slujitor al lui Dumnezeu. Dumnezeu este regele suprem. Și asta înseamnă că toți slujitorii lui trebuie să îl asculte. Și în felul ăsta continuă contrastul dintre Saul și David. David caută voia lui Dumnezeu. Încearcă să o asculte, când a căzut, este chemat înapoi, se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește. Saul, și când a știut voia lui Dumnezeu, a mers înainte pe drumul lui, a ignorat voia lui Dumnezeu. Saul a fost un rebel. David, cu toate căderile, împiedicările lui, s-a străduit să-l asculte pe Dumnezeu. Și noi putem merge pe unul din aceste două drumuri. Pe drumul lui Saul sau pe drumul lui David. Noi alegem drumul pe care, pe care, mergem. Reacția poporului este încurajatoare. Bărbații din Iuda au venit și l-au uns acolo pe David, care rege peste casa lui Iuda. Și promisiunea lui Dumnezeu cu acțiunile oamenilor se întâlnesc, conlucrează și îl confirmă, îl confirmă ca David, pe David care rege peste Iuda. Dar, între timp, Abner, îl numește ca pe Ișboșet. Dacă numirea lui David care rege este împlinirea voii lui Dumnezeu, Abner se opune voii lui Dumnezeu. Se opune deciziei bătrânilor lui Iuda. De ce? Nu știa el cine David? Pă, da, știa foarte bine. Abner a fost martor la lupta pe care David a câștigat-o împotriva lui Goliat când regele își chema slujitorii la masa lui, generalul Abner și cântărețul David erau împreună la aceeași masă, se cunoșteau. Înainte ca David să vorbească cu Saul, după ce a cruțat a doua oară viața, ținea în mână sulița și ulciorul lui. Mai întâi vorbește cu Abner. Abner este martor la discuția dintre Saul și David. Îl cunoștea foarte bine. Îl cunoștea foarte bine. Și în desfășurarea evenimentelor vom descoperi că știa inclusiv promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui David, dar a ales să lupte împotriva lui Dumnezeu sau împotriva voii declarate a lui Dumnezeu. Și el face această manevră politică pentru a-și păstra influența în țară, să-și păstreze el puterea în mijlocul poporului Dumnezeu. Și anume, nu mai știu, un rege marionetă. Mută capitala din ghibea lui Saul în Mahanaim. De ce? Pentru că aici era teritoriul ocupat de filistenii, tocmai câștigase lupta. În sud era David, cumpărăția lui. Și atunci a câștigat, sau s-a mutat în Mahanaim, într-un teritoriu în care își putea demonstra puterea. Și acolo îl numește pe Ișboșet, rege. Nici pe Abner nu-l vedem căutând călăuzirea lui Dumnezeu. Din potrivă, îl vedem umblând, luptând împotriva voi declarate a lui Dumnezeu. Și proiectul lui, proiectul lui politic, durează doi ani. Și pe aceea se prăbușește. Și asta ne arată ce înseamnă eforturile noastre despărțite de Dumnezeu. Nu o să dureze și nu o să fie veșnice dacă sunt fără Dumnezeu. Lupta, lupta pentru putere dintre casa lui David și casa lui Saul nu este pornită de regi. Este pornită de generali, de Abner și de Ioab. Și confruntarea, sau prima confruntare, agreată de ei, este oribilă și n are precedent în poporul lui Dumnezeu. Abner coboară din Mahanaim, Ioab vine din Hebron și se întâlnesc la mijlocul drumului. Și Abner zice, hai să stăm noi în tribune, să se lupte tinerii. Și Ioab aprobă, hai să facem asta. Și 24 de tineri mor. Lupta indecisă, egalitate. Și se luptă armatele. Lupta a fost intensă în acea zi, iar Abner și bărbații lui Israel au fost învinși de către slujitorii lui David. Și când se vede încolțit, se vede că o să piardă lupta, își dă seama că o să piardă lupta. Abner se trezește la realitate. Oare să devoreze sabia la nesfârșit? Nu înțelegi că se va sfârși cu o amărăciune? Până când vei amâna să le spui celor din popor să se întoarcă de la urmărirea fraților lor? Dar numărul soldaților care deja a fost sacrificat. Iureaș. Mai multe locuri decât avem noi în clădirea bisericii. Dintre slujitorii lui David lipseau 19 oameni și Asael. Slujitorii lui David omorâsără 360 de bărbați din Beniamin și dintre oamenii lui Abner. Și după aceea, naratorul face o pauză. Face o pauză ca să traseze traiectoria sau evoluția evenimentelor. David devenea tot mai puternic, în timp ce casa lui Saul slăbea tot mai mult. Dar războiul a durat mult. Războiul a durat mult. Detaliul surprinzător prin care el demonstrează Faptul că David devenea tot mai puternic este numărul de băieți care se nasc lui David la Hebron. Și noi uităm la genealogia lui din acea cetate, sau băieții care s-au născut în acea perioadă, și lucrul surprinzător e că fiecare băiat menționat are o altă mamă. David a folosit căsătoria ca pe un post de paravan politic, ca să-și întărească puterea, regatul. Lucru și mai surprinzător e că David și-a o soție din afara țării, dintre străini. Este Maca, mama lui Absalom. Știți de unde provenea ea? La nord de ținutul lui Ișboșet, fiul lui Saul. Cu alte cuvinte, David îl înconjoară pe Ișboșet. La nord era unul din socrii lui. La vest, filistenii făceau munca lui David, îl strângeau pe Ișboșet și la sud era David, la est era deșertul. Dacă ne-am uitat la cealaltă casă, la genealogia casei lui Saul, înțelegem de ce slăbea. Saul a murit deja. Fiii lui, Ionatan și Malchisua, născuți din soția lui, au murit și ei. Urmează să moară și Ișboșet. Și Abner, ia înaintea lui, Ișboșet. Și în felul ăsta sau nu mai are, nu mai are pretendenți, nu mai are pretendenți la tron. Dar sau la o țiitoare, pe nume Rizpa, fata lui Aia. Și Ișboșet i-a zis lui Abner, de ce te-ai culcat cu țiitoarea tatălui meu? Abner s-a mâneat foarte tare din cauza cuvintelor lui Ișboșet și a zis, oare cap de câine sunt eu? Sunt eu oare de partea lui Iuda? Astăzi am dat dovadă de credincioșie față de casa Tatălui tău, Saul, a fraților și a prietenilor lui. Și nu te-am dat pe mâna lui David, iar tu mă găsești vinovat din cauza acestei femei? Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de Abner. Dacă nu voi face pentru David ceea ce a promis Domnul prin jurământ. Și anume că voi lua domnia de la casă, va lua domnia de la casă lui Saul și va ridica tronul lui David peste Israel, peste Iuda, de la Dan până la Berșeba. Și Ișboșet n-a mai îndrăznit să-i spună ceva lui Abner, pentru că se temea, se temea de el. Naratorul nu comentează relația dintre David și Abner modul ușor, rapid, în care el acceptă alianța politică, de data asta nu-l mai întreabă pe Dumnezeu. Și intră în legământ cu Abner. Este propunerea lui Abner. A cui e țara? Încheie în legământ cu mine. Și eu te voi susține ca să aduni pe tot Israelul la tine. Și David a răspuns, bine, voi încheia un legământ cu tine, însă îți cer un singur lucru nu vei mai vedea fața dacă nu-mi o vei aduce pe Mihal, fata lui Saul, atunci când vi să mă vezi. Și întrebarea retorică a lui Abner, a cui e țara? Dezvăluie aroganța lui. Eu sunt cel care decide cine domnește aici. Dumnezeu, prin mine, își împlinește promisiunile. Prin mine, de tronul lui Israel. Eu trebuie să fiu parte la aceste, la aceste lucruri. Dar Abner moare pentru că Ioab își răzbună fratele și poi moare și Ișboșet. În cazul ambelor crime, David poate spune liniștit, eu și regatul meu suntem nevinovați înaintea Domnului. Suntem nevinovați înaintea Domnului. David dezaprobă răutatea lui Ioab, răzbunarea lui, dar atenție, nu-l pedepsește în niciun fel doar îl aduce un blestem asupra lui. Și aceasta e o ezitare care va continua pe parcursul domniei lui David. În ce privește pe oamenii cei mai apropiați de el, inclusiv în relația cu băieții lui, va ezita să-i confrunte atunci când păcătuiesc. Și lucrurile vor erupe și vor provoca un dezastru. Din momentul în care dispare și își de pe scenă, pentru că și el este ucis, David nu mai are rival pe măsură în casa lui Saul. Pentru că mai era doar un tânăr, un olog, un mefiboset, care nu putea fi o amenințare pentru David. Și ultimul capitol menționează prin versetele care le aduce înaintea noastră oprirea acțiunii. Este o concluzie, acțiunea se oprește și ne arată unde am ajuns în desfășurarea istoriei. David este ales ca rege al întregului Israel. Toate semințile lui Iuda au venit la David la Hebron zicând, Iată suntem os din oasele tale, carne din carnea ta. Chiar și în trecut, când Saul era regele nostru, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Iar Domnul ți-a zis, tu vei păstori poporul meu, Israel. Tu vei fi conducător peste Israel. Toți bărbații lui Israel veniseră la rege la Hebron, astfel că regele a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului la Hebron. Apoi, ei l-au uns pe David ca rege peste Israel. David era în vârstă de 30 de ani când a devenit rege și a domnit timp de 40 de ani. La Hebron a domnit peste Iuda timp de șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de 33 de ani, peste tot Israelul și peste Iuda. Faptul că David a devenit rege peste întreg Israel ne semnalează în primul rând împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost credincios promisiunii pe care a făcut-o și judecății pe care a promis-o asupra casei lui Saul. Prin profetul său, Dumnezeu i-a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău, dacă ai fi ascultat. Domnul ți-ar fi consolidat pentru totdeauna domnia peste Israel. Acum însă, domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a găsit un om după inima lui și l-a desemnat să fie conducătorul poporului său. Și aceasta fiindcă n-ai păzit ce sporuncise Domnul. Din punct de vedere uman, atât la începutul secțiunii, cât și la sfârșitul acestei secțiuni, autorul evidențiază disponibilitatea lui David de a-L asculta pe Dumnezeu, de a aștepta timpul hotărât de Dumnezeu, împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Deși era un tânăr, David a avut curajul să-L aștepte pe Dumnezeu. A avut curajul să-l aștepte pe Dumnezeu, să depindă de el. Și asta descoperim și noi atunci când avem curajul să-l așteptăm pe Dumnezeu. Că el e credincios. Și așteptarea testează în noi tocmai încrederea în credincioșia lui Dumnezeu. Ne întărește încrederea în credincioșia lui Dumnezeu atunci când îl vedem pe Dumnezeu răspunzând. Și această disponibilitate a lui David de a aștepta cu anii împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Ne arată o parte din ceea ce înseamnă un om după inima Domnului. Dar cum aplicăm noi aceste lucruri astăzi? Acu e țara astăzi? Acum e biserica? Ne afirmăm că fiecare creștin este chemat să slujească. De ce? Pentru că suntem ucenicii lui Iisus. El este slujitorul desăvârșit. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cu toate astea, fiecare lucrare a bisericii, fiecare biserică, trece și prin timpuri tensionate. Și de păcate sunt și lupte pentru putere pe care n-ar trebui să ni le dorim. Și această realitate ne reamintește că inima noastră este testată prin ceea ce facem. Prin modul în care ne raportăm la biserică, modul în care ne raportăm la lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și modul în care ne împlinim slujba pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Inima noastră este testată, este dezvăluită și este modelată de lucrurile pe care le facem. Și aș vrea să vă invit să vă întrebați, fiecare dintre noi să ne întrebăm, cum am ajuns într-una din lucrările bisericii? Ce m-a atras acolo? Ce m-a atras? Ce ne motivează să rămânem, să ne implicăm în acea lucrare? De ce ne preocupă acea lucrare? Îi iubim pe oamenii cu care colaborăm, pe oamenii pe care suntem chemați să-i slujim? Putem spune în mod sincer că îi iubim pe cei pe care suntem chemați să-i slujim? Conform scripturii. Scopul slujirii atunci când ne gândim la noi înșine să creștem în asemănare cu Domnul Isus. Când ne gândim la cei pe care îi slujim, e să aducem un câștig spiritual celor din jurul nostru. Și atunci când ne gândim la Dumnezeu, e ca Dumnezeu să fie onorat. Dumnezeu să fie onorat prin ceea ce facem. Noi să creștem în asemănare Domnului Isus, ceilalți să aibă parte de un câștig spiritual iar Dumnezeu să fie onorat. Acesta este și scopul nostru. Motivația noastră prin lucrurile pe care le facem în interiorul bisericii, în lucrările ei? David, Abner, Ioab și Ișboșet de altă parte ne prezintă moduri diferite de raportare la Dumnezeu, de raportare la poporul lui Dumnezeu și la lucrare și le, le sunt valabile și astăzi. Putem fi în mijlocul bisericii în slujba Domnului sau în slujba sinelui. Sau doar în slujba oamenilor. Aceste alegeri sunt valabile și astăzi. Pe cine slujim? Pe Dumnezeu, pe noi înșine, sau doar oamenii? David este omul care a intrat în slujba lui Dumnezeu. Și îl vedem de la începutul Domniei, acționând în ascultare de Dumnezeu, depinzând de Dumnezeu, căutând călăuzirea lui Dumnezeu, așteptându-l pe Dumnezeu cu anii. Și această legătură între ascultarea de Dumnezeu și slujirea este esențială. Este esențială. Ascultarea a validat slujirea lui, Saul, lui David. Ascultarea de Dumnezeu i-a validat slujirea. Și la fel este valabil și astăzi. Fără ascultare de Dumnezeu, slujirea se transformă doar în lucrurile care ne plac nouă. Doar în lucrurile care sunt ușoare, doar în lucrurile care ne entuziasmează. Și doar pe acelea le vom alege, fără ascultare de Dumnezeu. Acum nu susțin că David este perfect, pentru că David este unul dintre noi. Ascultarea lui inițială de Dumnezeu, frumoasă, admirabilă, este umbrită de legământul făcut cu Abner, fără a-l întreba pe Dumnezeu, de numărul de soții adunate în harem pe post de paravane politice ca să-i consolideze domnia, de atitudinea ezitantă în relație cu oamenii cei mai influenți din jurul lui. Pe de altă parte, Abner și Ioab au fost în slujba sinelui. Au fost oameni curajoși, foarte puternici, dar controlați de orgoliul lor, conduși de orgoliul lor. Erau oameni mândri, ipocriți și răzbunători. Cu prima ocazie, loveau. Abner și Ioab s-au slujit pe ei înșiși. În momentul în care a fost confruntat de Ișboșet, Abner schimbă rapid partidul politic. Deși el spune întotdeauna că el slujește pe cineva, credincios casei lui Saul, în slujba casei lui David, în slujba lui Dumnezeu, împlinind promisiunile lui Dumnezeu. Dar faptul că Schimbă partidul în funcție de împrejurări. Ne arată că, de fapt, el se sluja pe sine însuși. Și acest pericol ne arată că ambițiile egoiste ne vânează pe fiecare dintre noi. Pe fiecare dintre noi. Și au mulțime de victime. Comunitățile care sunt bazate doar pe strategii umane au un termen de expirare clar. Nu pot dura pentru veșnicie. Și modul de gândire a lui Abner și a lui Ioab e la fel de valabil și astăzi. Ideea că noi ne putem croi drumul prin viață, bazându-ne pe noi înșine, scriindu-ne noi regulile după care să funcționăm, rescriind regulile, atunci când împrejurările favorabile se schimbă sau dăm de greu, e la fel de valabil și astăzi. Și această concepției acolo încă din grădina Edenului. Și asta e farmecul păcatului. Suveranitatea sinelui. Că eu sunt stăpânul vieții mele. Că eu sunt destul ca să-mi hotărăsc drumul prin viață. Firea pământească și păcatul urăsc supunerea față de Dumnezeu. Urăsc ascultarea de Dumnezeu. Urăsc slujirea celorlalți. Exemplul trist al acestor oameni poate fi privit dintr-o perspectivă pozitivă doar prin implicarea în slujire în sensul, în sensul că slujirea este angajamentul sau disciplina noastră de a lupta cu mândria noastră. De a călca pe mândria noastră ca să slujim pentru binele altora, onorându-l pe Dumnezeu. Ișboșet a fost slujitorul oamenilor, doar al oamenilor. Dacă l-am întrebat pe Ișboșet, ce faci tu pe tronul lui Israel? încă Abner a zis să vin aici. Face el totul. Zice el unde să mă duc, ce să fac. Eu nu mai trebuie să stau pe tron. El m-a chemat aici. Cel mai influent om politic al momentului. Sunt în slujba lui. Și acest lucru l-a transformat pe Ișboșet într-un fricos. Controlat de omul care l-a pus în funcție. Și a tremurat în fața lui Abner. Și putem ajunge slujitorii oamenilor din frică. Și asta sunt toate relațiile abuzive și păcătoase. Dar ne putem vinde cu drag în slujba oamenilor. Gândiți-vă la toate iubirile idolatre, relații legitime cu soția, cu soțul, părinții, copiii, prietenii, dar care sunt puse deasupra relației cu Dumnezeu și ajung să ne controleze. Nu din frică, ci din dragoste ajung să ne controleze și devin idolatre. Analizând diferența dintre daruri spirituale și maturitatea spirituală, Tim face următoare afirmație care se confirmă cu fiecare cădere a oamenilor religioși importanți. Nici o societate civilizată nu a pus un accent mai mare pe rezultate, abilități și carismă. Și nicio societate nu a pus un accent mai mic pe caracter, reflexie și profunzime decât societatea în care trăim. Și acesta este unul din motivele principale pentru care atât de mulți din cei mai de succes slujitori suferă eșecul și căderi morale catastrofale. Darurile lor uimitoare au scuns faptul că harul nu mai era la lucru în viața lor. Darurile uimitoare au scuns faptul că Harul nu mai era la lucru în viețile lor. Cum îl descoperim pe Iisus prin acest text? Cum ne arată acest text drumul spre Domnul Iisus? Evanghelistul Matei începe din start, vorbindu-ne despre Fiul lui David. Adică Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor făcute promisiunilor făcute lui David și îl trimite pe fiul său, pe fiul său întrupat. În momentul în care regele de atunci, Irod, încearcă prin aceleași mijloace ca și Abner să-și facă planurile, să-și facă jocul, prin forța armatei, el este confruntat mai întâi cu profețiile Vechiului Testament. Și Matei aduce un colaj sau citează un colaj de profeții pe care îl cunoșteau preoții, pe care le cunoșteau cărturarii poporului și pe care le-au rostit înaintea lui Irod. Și au aceeași referință, Mica 5 cu 2 și textul nostru, 2 Samuel 5 cu 2. Dar tu, Betleem, teritoriul al lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un conducător. Și aici se termină textul din Mica și începe cel din Samuel, care îl va păstori pe poporul meu, Israel. David a fost uns ca rege peste poporul Domnului, chemat să păstorească poporul Domnului, recunoscut în mod public de bătrânii lui Iuda, de bătrânii Israelului, de întregul Israel. Dar fiul său, Isus Hristos, fiul lui David, a fost confirmat de Duhul Sfânt, de Tatăl, în momentul intrării sale în slujbă. Acesta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Gândiți-vă la oferta pe care a avut-o Isus pe masă, mult mai ademenitoare decât ceea ce a avut David pe masă. Deavolul l-a luat pe un munte foarte înalt și a arătat toate regatele lumei și gloria lor. Și apoi a zis, toate acestea ți le voi da ție. Dacă aruncându-te la pământ, mi te vei închina, și fiul lui David a avut curajul să respingă oferta diavolului. David a primit promisiunea că va păstori poporul Domnului. Și îl vedem pe Domnul Iisus mergând în mijlocul poporului lui Dumnezeu, văzând starea poporului său, chemându-ne pe ei atunci și pe noi acum să, să ne rugăm pentru slujitori după inima Domnului. De ce? Pentru că a intra în slujba lui Isus înseamnă odihnă, spune el. Înseamnă eliberare. Eliberare de noi înșine, eliberare de stăpânii noștri, eliberare de idolii noștri. Și idolii de azi sunt bogăția, cariera, aspectul fizic, relațiile de dragoste, toate lucrurile după care alergăm, și pe care ajungem să le slujim și care ajung să ne stăpânească. Și care ajung să ne stăpânească faima, puterea, educația, distracția. Disputa pentru putere n-a încetat odată cu venirea Fiului Dumnezeu în mijlocul nostru. A izbunit în mijlocul grupului său de ucenici. El vorbea despre suferința lui, că va merge la Ierusalim și va suferi. Și ei vorbeau despre cine va fi mai mare, în mijlocul poporului său, în, în mijlocul conducerii instaurate de el. Dorința firii pământești de a-și demonstra superioritatea asupra celorlalți e adânc înfiptă în inima noastră. Îi vedem rădăcinile pentru că sunt adânci, dar nu le putem scoate singuri. Nu le putem scoate singuri. Avem nevoie de ajutorul lui Isus Hristos. Și ca să facem asta, avem nevoie să ne uităm la El ca și rege trimis, dar respins. Trimit și confirmat de Dumnezeu, dar respins și baciocorit de oameni. La ultima cină el a spus ucenicilor, în noaptea aceasta toți veți avea îndoiel cu privire la mine, pentru că este scris, voi lovi păstorul și oile turmei vor fi risipite, dar după învierea mea voi merge înaintea voastră în Galileea. Și de pe acel munte din Galileea, el și-a Declarat Biruința, Biruința asupra păcatului, Biruința asupra morții, și ne invită să pășim pe urmele lui, să slujim alături de el, după chipul lui. Pentru că Fiul Omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dar cum ne ajută el astăzi în slujire? Cum ne ajută Isus în slujire? Apostolul Pavel ne spune că Isus este atât temelia cât și standardul lucrării creștine. Temelia și standardul lucrării creștine. Puterea Fiului lui Dumnezeu de a se smeri. E uimitoare. Nimeni nu s-a smerit mai mult ca să slujească oamenii. Nimeni. Dependența lui de Tatăl, ascultarea de Tatăl, n-a fost egalată de niciunul dintre noi. Dragostea lui pentru oameni. E dincolo de ceea ce putem pricepe noi. Răbdarea lui ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Ne cheamă să pășim pe urmele lui. Și apostolul Pavel ne spune că în ziua Domnului va fi evaluată lucrarea fiecăruia dintre noi. Motivația, faptele, implicarea și rezultatele slujirii fiecăruia dintre noi. Potrivit cu harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter constructor înțelept, am pus o temelie, iar altul zidește pe ea. Dar fiecare să fie atent cum construiește pe ea, căci nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă zidește cineva pe această temelie, aur, argint, Pietre prețioase, lemn, fân, paie. Lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, căci ziua Domnului o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc. Și focul va testa cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea. Cât despre el însuși, va fi mântuit, dar așa ca prin foc. Gândiți-vă din nou la lucrarea lui Iurie din această perspectivă. O temelie care este Isus Hristos și care nu poate fi schimbată. Hristos și El răstignit. Și pe umerii Lui, pe jerfa Lui, pe modelul Lui, este închema să zidim fiecare dintre noi. Și ziua Domnului nu ne va întreba cine va dezvălui. Ce am făcut noi? O clădire din paie și din fân? Sau un templu sfânt pentru Domnul? care Dumnezeu să fie onorat și înălțat. Și astfel de avertizări sunt foarte importante, foarte importante pentru noi. Că putem să ne creăm impresia, că noi zidim templul sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi ne-am simțit bine. Pentru că noi ne-am simțit folositor. Pentru că alții ne-au spus că au fost încântați. Pentru că o activitate a atras numărul dorit de oameni sau pe care ni l-am imaginat noi. Dar aceste lucruri nu sunt dovada că Dumnezeu este acolo. O grămadă de activități pot să înceapă și să continuă fără prezența Duhului Sfânt. De la început și până la sfârșit, fără prezența și fără puterea Duhului Sfânt. Se pot naște o grămadă de lucruri, fără dorința ca Dumnezeu să fie descoperit acolo, ca Dumnezeu să ne modeleze inima. Să ne gândim la ce se întâmplă în afara Bisericii. Cele mai mari mulțimi. În orașul nostru nu sunt atrase de, sau nu sunt adunate de evenimente care își propun să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. Din potrivă, în mod declarat, își propun altceva. Și cu toate astea atrag mulțimi uriașe. Dar asta nu-i dovada că și Dumnezeu își dorește astfel de lucruri. Și acum să ne întoarcem interiorul bisericii. E biserica străină sau ferită de astfel de lucruri? De a aprecia, de a evalua lucrările după aceleași criterii? Nu-i ferită, nu-i străină. Adevăratul test a lucrării nu-i părerea oamenilor, ci părerea, părerea lui Dumnezeu. Și în ziua Domnului ni se va spune pe față ce am construit. O clădire din paie sau templul sfânt al lui Dumnezeu? Acum știm că Dumnezeu este credincios promisiunilor pe care le face. Textul nostru astăzi ne învață. Dumnezeu a promis lui David, Dumnezeu și-a împlinit promisiunile față de David. Istoria poporului Dumnezeu, istoria bisericii, experiența noastră ne confirmă asta. Dumnezeu e credincios întotdeauna promisiunilor pe care le face. Exemplul lui David ne încurajează să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu. Să așteptăm timpul lui Dumnezeu. Să mergem pe urmele lui Dumnezeu. Și cu toate astea, descoperim de atâtea ori că e dificil să ne încredem în Dumnezeu. E dificil să așteptăm împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Și putem invoca o mulțime de motive. Dar inima noastră e înșelătoare, ofertele propuse de oameni sunt ademenitoare. Încrederea în forțele proprii, ambițiile egoiste ne dau aripi. Scurtăturile sunt extrem de interesante. Teama de oameni, iubirea de oameni lucrează adânc în inima noastră. Dar modelul de slujire a lui Isus, e ofensă. E ofensă pentru orgolul uman. Pentru că Fiul lui Dumnezeu contestă. Contestă slujirea sinelui, contestă jumătățile de măsură, contestă ascultarea selectivă, când vrem noi și când ne este comod nouă. Fiul lui Dumnezeu ne dezvăluie iubirile idolatre, ne dezvăluie frica de oameni ascunsă în inima noastră. Ne dezvăluie toate lucrurile, motivațiile murdare care ne pângăresc inima și slujirea. Și felul ăsta Fiul lui Dumnezeu contestă orgoliul uman. Dar în același timp, Fiul lui Dumnezeu este singura vindecare pentru inima noastră. Singura vindecare pe care Dumnezeu o oferă inimii noastre. Dar trebuie doar să avem curajul să spunem că avem nevoie să fim izbăviți. Avem nevoie să fim izbăviți de noi înșine. Eliberați de frica de oameni, de bucuria de a sluji doar oameni, dar fără să-l slujim pe Dumnezeu. Eliberați de tirania ambițiilor egoiste. Denelender spune: Există întotdeauna un drum de întoarcere acasă. Pentru toți cei suficient de disperați. Să îmbrățișeze adevărul despre inima omului și despre inima lui Dumnezeu. Suficient de disperat să îmbrățișeze adevărul despre inima omului și despre inima lui Dumnezeu. Există întotdeauna un drum spre casă, spre acasă. Și acel drum va fi parcurs de cei care se împiedică, se ezită sau ezită, dar continuă să meargă, pentru că au fost cucerisi de Cel care merge înaintea lor, de Iisus Hristos care e credincios. Care îl onorează pe Tatăl, care ne răscumpără și ne cheamă pe urmele Lui. Aș vrea să vă chem la un timp de rugăciune, așa cum stăm. În tăcere, fiecare dintre noi, în tăcere să-i răspundem lui Dumnezeu la următoarele întrebări: Este Isus Hristos lucrarea Lui, modelul Lui, temelia și standardul implicării mele? Este temelia și standardul implicării mele? Ce anume cred, consider că este uimitor în modelul de slujire a lui Isus? În ce fel modul în care slujesc mă ajută să semăn mai mult cu Isus? Și în ce mod am nevoie să semin, să semăn mai mult cu Isus? Prin lucrarea pe care o fac. Haideți să ne rugăm și să-i răspundem fiecare dintre noi lui Dumnezeu la aceste întrebări.